Am revenit în direct, doamnelor și domnilor. Vă promiteam înainte de pauza publicitară că în primă fază vom citi mesajele venite din partea telespectatorilor. Un telespectator spune așa, numai un pic să îmi încar și eu mesajele, să participe la alegeri și alții, să nu se mai voteze pe salam, zahăr, pe viilor, primăverii, dorobanți. Bârlașa ar face, spune un telespectator. Nu știu ce, că așa ar face să dea zahăr și salam. N-am auzit să... Eu una nu, personal nu, domnul, n-am auzit și n-am văzut Bârlă pungile cu salam niciodată. Și, cu, și n-a participat. Asta a corect. Fost treaba domnului Boșcodeală și o clică restrânsă. Bârlă s-a mulțumit cu opoziție din spate tot timpul. Nu cred că are capacitatea să producă așa ceva. Zahăr și salam, nu? Nu numai zahăr și salam, să producă o mașină de vot. Mașina de vot a fost creată de doctor Ion Vasile. Incorect. 3 minute a fost ascultat până la capăt. Dacă nu eram eu, nici nu avea posibilitatea să își expună doleanțele. Incorect, spune un telespectator, care probabil a fost în ședința de Consiliu Local când dumneavoastră ați cerut să fiți Dar ascultat. Dar să spună cine este să se ridice acolo în Consiliu Local și să spună că acel Consiliu Local este ilegal. Și să recunoască că datorită dumnealui ați fost ascultat. Nu e posibil domnul, să fie poate chiar domnul Bârlă. Domnul nu am Bârlă, niciun fel de număr de telefon. Domnul Bârlă mi-a oferit aici. Un timp limitat și m-a amenințat că îmi taie cuvântul. Și mi l-a și tăiat de altfel, pentru că nu terminasem de povestit atunci când dumnealui și domnul Boșcodeală erau deja afară cu toată presa. Felicitări asta pentru invitat, nicio șansă pentru partidele mici, iar pentru un trai mai bun... Iar pentru un trai mai bun, nu aș vedea decât muncă, familia Mihai. Corect! Muncă, sigur muncă. Că da. Dar atenție, ce înseamnă muncă? Ne apucăm să facem piața să creează locuri de muncă. Investim niște bani în activități care să schimbe fața urbei și totodată oamenii să muncească cinstit pe un salariu rezonabil. Corect. Haideți să ne întoarcem un pic la discuția pe care o aveam mai devreme referitor la scena politică locală, la ce se întâmplă, dar... Vă mai rețin câteva secunde pentru că mai avem un telefon. Alo, bună seara! Bună seara! Bună seara, doamnă! Aș vrea, mă uit la ceas, 5 minute, un dialog cu întrebare și răspuns pentru invitatul dumneavoastră și nu o fac întâmplător în această seară. Am urmărit cu mare atenție, din motive medicale, stau la televizor și urmăresc toate emisiunile. Acum recunoașteți că nu doar din motive medicale, mă și urmăriți în fiecare seară. Și nu, vă urmăresc de multe ori în reluare, dar de data asta am urmărit cu atenție toate emisiunile. Domnul Barac, dacă electoratul alege un consilier local, un consilier județean, un deputat, un senator, electoratul, într-un partid, în opoziție, dar vă rog să-mi răspundeți, și alesul schimbă partidul precum Macarul pe un macazul, deputatul sau senatorul sau alesul respectiv, mandatul său a fost validat, cum spuneți dumneavoastră. Este da? Obligatoriu, da. Pentru că acel electorat i-a dat un vot. Da, de acord. Da? Bun. Cine mai reprezintă acel electorat în situația în care cei care au fost aleși zboară la guvernare, în alt partid? Doamnă, vă răspund foarte concret. Să știți că partidul nu are dreptul să anuleze votul electoral, întrucât suntem într-o democrație, adică în putere populară. Pe de altă parte, atunci când un ales părăsește linia pentru care a fost ales, el nu mai are putere de decizie în baza mandatului dat de electorat. Din păcate, legile sunt făcute atât de parșiv încât câțiva puternici, cu ghilimele, ai zilei, își pot bate joc de decizia electorală și pot face orice pentru ca să-și atingă interesele personale și nu cele populare. Și am pus punct. Bun. Astăzi am discutat cu mai mulți reprezentanți ai societății civile din România. Deci nu este punctual doar Buzău, este la nivel național. Este la nivel național, sigur că da. Aveți noi ne-am propus să întrebăm Parlamentul
să întrebăm forurile superioare, care ne reprezintă pe noi ca cetățeni, dacă oamenii ăștia care au încasat o sumă, nu spun 200 de milioane pe lună, și au beneficiat de niște servicii, trădând un electorat, nu ar trebui să dea banii înapoi. Perfect. Pentru că, numai puțin, este ca și cum dumneavoastră mă angajați pe mine. Exact. Da? Și eu prestez serviciile la campus. Nu, și dumneavoastră prestați servicii în interes personal. Nu vă supărați. La campus da? Ar fi bine. Bun. V-aș mai suporta. Deci, imaginați-vă câți bani ar veni la bugetul de stat pentru că acești oameni și-au însușit bani suficient de mulți pentru a nu reprezenta pe nimeni. Ei n-au mai reprezentat pe nimeni. Electoratul care au dat votul nu l-a mai reprezentat. Reprezintă propriile interese. Se numește uzurpare de putere, doamnă. Și am imediat vreau să vă întreb pe câteva secunde, îmi cer scuze. Acest parlament este neconstituțional. Întrucât, după votul popular din 2009, dacă nu mă înșeală pe mine memoria, populația, electoratul, că populația e mai mare decât, electoratul a decis 300 de parlamentari într-o singură cameră, corect? Din da. Acel moment, faptul că nu s-a pus în aplicare și că s-a mers în continuare pe votul acesta, parlamentul se numește neconstituțional. Începând cu 2012, noi trăim într-o țară neconstituțională. S-a făcut uzurpare de putere la nivel foarte înalt, ceea ce este foarte grav. S-a rupt democrația. Și aș mai avea o întrebare. Vi se pare normal ca într-un județ, iarăși nu spun Buzău, repet, sunt discuții care le-am purtat astăzi cu peste 20 de organizații non-guvernamentale din România, prin diferite căi, mail sau telefon, noi toți ne întrebăm dacă nu cumva într-un județ vin și candidează niște persoane, cetățeni, pentru că am văzut ce s-a întâmplat de-aiurea cu senatora Doina Tudor, care nu a făcut nimic pentru buzoierii noștri. Câți buzoieri avem noi între acești parlamentari? Bun, asta era următoarea întrebare. Câți sunt din județul respectiv care candidează, sunt cunoscuți de proiecte, imaginea lor este una pozitivă și cât vin noi ca nimeni care nu știm de unde vin, vin cu banul sau cu ce vin. Și sunt aleși. Și după aia nimeni nu mai știe de ei și iarăși vin alte alegeri. În situația aceasta, dacă noi avem 10 parlamentari, din care cred că, nu știu, 5, 6 sunt din alte județe, păi niciunul nu este de al nostru, dacă vă gândiți bine, că și dacă are domiciliu în Buzău, n-a făcut nimic pentru Buzău. Și am să vă dau un exemplu, doamnă, și tuturor telespectatorilor, care a ținut paginile de ziare și presa locală în ultima lună. Nu există autobuzul numărul 2 să duce până la capătul Mărăcinului și nu există niciun fel de aprobare. În fiecare campanie electorală, primarul de Mărăcineni cere voturi că va rezolva această problemă. Știți în mâna cui stă această problemă? În mâna a 2 sau 3 parlamentari. Noi avem 10. Un proiect de lege prin care acest traseu să poată fi prelungit în cazuri speciale, să poată fi prelungit. Nu numai doiul de la noi. La Târgu Mureș avem localități, la Arad avem localități alipite, dar la Arad să știți că s-a realizat linie de tramvai până în Tudor Vladimirescu, e cred că mai mult de 15 km de linie de tramvai, dar încă de pe vremea lui Ceaușescu. Atunci se putea. Astăzi nu mai putem realiza nimic, pentru că voința populară este înăbușită de dorințele lor de înavuțire. Și vă mai spun o chestie și gata, promit că vă las în pace. Mai am o întrebare. Dacă dumneavoastră ați fi ales și ați trăit în acest județ, pentru că mi-amintesc cum m-ați felicitat pentru serviciul 112, mi-aduc aminte, era seara târziu, destul de târziu. Și nu am o relație de comunicare cu dumneavoastră, nici nu știu de unde ați avut numărul la acel moment dat. Ei, imaginați-vă că în Buzău, probabil că sunt parlamentari care habar nu au că acest serviciu 112 pentru surdomuți a pornit de aici, de la Buzău. Nu spun că nu m-au susținut, da? Nu spun lucrul ăsta, dar toți parlamentarii, toți, știu că o persoană cu dizabilități, cu handicap real, da? Ca să fiu mai explicită, că urmăresc telespectatorii emisiunea,
de mulți ani de zile trăiește cu o indemnizație 39 de lei la gradul mediu, 272 de lei la gradul accentuat și 340 de lei la gradul grav. Acestea sunt drepturile persoanelor cu dizabilități care sunt absolvenți ai unei forme de învățământ unde statul cheltuiește 12 ani ori 12 luni, ori 2500 sau 3000 de lei lunar. Câți bani ca să trăiască oamenii ăștia după aia cercetori să-i vedem în gară, în canale și pe oriunde la locurile publice? De ce trebuie să investim? Eu sunt de acord să investim, dar trebuie să facem un raport pentru ca această sumă să fie una egală cu cel care este instituționalizat și statul investește 3000 de lei și cel care este în familie și dai 39 de lei. Da, iar acest lucru, problemele acestor oameni pot fi duse acolo unde trebuie tot de către oameni pe care noi i-am trimis la centru să ne reprezinte. Da. Corect. Doamna... puțin îmi termin ideea. De parlamentarii, de acești parlamentari care și-au votat pensii speciale. Deci este exact jenant, este să rușinos să mai apar la un post de televiziune când știi că pentru acest electorat pe care l-ai păcălit cu o pungă, cum spunea doamna dinaintea mea, dacă îl prind pe X, iau gâtul. Eu nu iau gâtul, dar eu am să spun de fiecare dată. Dragi cetățeni, ieșiți la vot și votați cum vă dictează conștiința. Asta am să fac permanent. N-am să spun niciodată să voteze cu X sau cu Y, dar de fiecare dată am să aduc în atenția cetățenilor, aceste lucruri care sunt reale, să le fie rușine parlamentarilor care și-au majorat aceste venituri lunare ale lor, când profesorii, medicii, legea asta a salarizării încă este așa, știți cum, pentru noi. Noi nu suntem oare cetățeni cu drepturi într-o țară membră în UE, cum a afirmat un parlamentar la care nu-i dau numele, că nici nu merită să-i dau. Cum să afirm că ți-ai majorat aceste drepturi? Pentru că ești parlamentar și România este membră într-o țară UE. Dar acești oameni, cetățeanul de rând, nu este un cetățean într-o țară membră UE? Aveți perfecte dreptate. Perfecte dreptate. Aveți. Vă mulțumim tare mult pentru intervenție. Doamna Tarău a fost la telefon Tarău, și aș provoca-o în continuare să invite aici, spre exemplu în studioul Campus TV, în studioul Focus TV, în studioul TV Buzău, în orice studio dorește sau poate chiar în toate studiourile locale de televiziune, să-i provoace pe parlamentari, pe candidații la primărie și la Consiliul Județean, să-și prezinte programul, da? Nu, asta este o mare înșelăciune. Să-și prezinte programul să vă explic programul. Înțeles și de cei care noi nu am avut care programe minunate, tovarăși, în ultimii 26 de ani. Promisiunile electorale nu au avut urmare. Eu nu pot să acord încrederea mea unei grupări politice care m-a înșelat 26 de ani. Adică ăla poate să vină cu un program formidabil. Dar nu mai poți să mai crezi. Dar nu pot să mai cred. Corect. Eu vă spun de pe sunt acum. Sunt însă oameni care mai cred. Eu, mai au puterea să tragă nădejde. Să știți că prostia nu doare. Și nu cred că va avea vreodată o finalitate. Și nu s-a născut niciun om atât de inteligent încât să convingă un prost că e prost. Nici nu ne interesează. Eu vă spun așa. Eu nu vreau program. Eu vreau ca personajul care ajunge la primărie, primarul, care este de fapt cel care creează proiectele și le dă Consiliul Local doar pentru aprobare sau pentru respingere, acea persoană în următoarele 3 luni să vină cu o propunere concretă pe care să o și realizeze în alte 3, 4, 5 luni. Bine, poate o realizează într-un an, dar de la bun început să spune, proiectul acesta al meu durează un an de zile. Eu vă spun de pe acum că pot să creez un proiect din care toată populația să beneficieze, că trebuie să avem proiecte cu utilitate largă. Corect. Toată populația să beneficieze de un avantaj material. Pe ce bani? Pe banii populației. Noi ce facem astăzi cu banii din taxe și impozite? Ținem 10.000 de angajați ai primăriei de dragul de a avea un electorat. Atâta face. Nu avem apă de băut la robineți, că știu eu că în Buzău sunt mari probleme. Avem căldură pe sponj. Când e cald afară avem și căldură. Când este frig afară, mai puțină căldură. De ce? Pentru că dacă pleacă căldura de la CET, nu e normal să se piardă pe drum? Ei bine, nu este normal. Eu vă spun că putem face căldură și putem economisi banii aia care îi cheltuim cu CET-ul. Să vă aduc aminte că
fabrica de zahăr cu CET cu tot s-a vândut de către statul român cu 2 miliarde, iar CET-ul s-a cumpărat cu 7 miliarde de către comunitatea locală. Am mai discutat acest aspect la un moment dat. L-am discutat în particular. Da, chiar nu mai știam dacă așa. În cadrul să vă mai spun cât a costat casa de pensii. S-a vândut cu 700 de milioane și s-a revândut statului cu 7 miliarde. Și sunt multe astfel de exemple. Asta înseamnă afacerea. Asta înseamnă sifonarea banilor publici. Or, rolul primarului este ca fiecare leuț să fie folosit în interesul comunității. Sunt interese duble. V-am mai spus, producând o piață nouă, deci construind o piață nouă, mai largă, mai frumoasă, mai elegantă, o piață închisă în care și vânzătorul și cumpărătorul să trăiască civilizat, creăm locuri de muncă, oameni buni. Asta înțeleg să fac, să cheltuiesc niște bani de unde să creez locuri de muncă. Aducând bani din Comunitatea Europeană, bani pe care România nu poate să-i soarbă pentru că avem niște servicii incompetente. Pentru că avem politicieni vânduți. Pentru că acești politicieni care ne conduc de 26 de ani sunt cozi de topor, sunt trădători de țară, de neam, nu sunt capabili să renunțe o clipă la interesul personal. Și eu vă spun ultima chestie la care am ajuns după 26 de ani. Băi, frate, pe cuvânt meu, până la urmă, aș accepta să mai fure. Dar cu o condiție. Mă, creează dracului ceva din banii populari și la urmă de tot, poate că piața aia o iei tu în administrare și te folosești de ea. Pui un leu la intrare, ceva, ca să câștigi, dacă vrei neapărat, și asta e fericirea. Dar fă ceva și pentru oameni. Dar fă ceva, mă, să văd și eu pentru mine, că eu îți dau toți banii aia. Am o rugăminte la dumneavoastră, fără nume, fără nimic. Ce ar trebui să aleagă în iunie buzoienii, deci fără nume, da? Ce ar trebui să aleagă buzoienii în iunie, ca în perioada 2016-2020 să tragă nădejdea măcar că o vor duce mai bine? Mă puneți la o foarte grea încercare. În primul rând că nu cunosc toți candidații. Deși se vehiculează niște nume. Păi nici noi nu-i cunoaștem. Hai să spunem că PNL-ul îl are clar Ovidiu Anghel. În PNL-ul ăsta... Există riscul să se răzgândească și în privința domniei sale. Asta am vrut să vă spun. Acest PNL-ul nu este o entitate sigură și stabilă. Este ca o fecioară îmbătrânită. Da, frumoasă Bun. Comparație. Aici, în PSD aici să vă spun sunt discuții. Nu, noi nu discutăm despre persoane. A spus o condiție foarte bună. Noi trebuie să gândim acum la un concept. Acest concept care să-mi aducă ceva. Noi am tot votat negativ. De 26 de ani votăm împotriva celui care a fost la putere. Se pare că și acum este momentul să realizăm ce s-a întâmplat prin această intervenție în PNL. În baza faptului că PNL-ul și PDL-ul nu au reușit să aducă niciun aport social și nici politic, niciun avantaj partidului de la centru, s-a făcut această schimbare. În opinia mea, schimbarea se justifică la nivel central. Dar, tot în opinia mea, local, nu se justifică. Tot electoratul PNL-ului este bulversat. Nu vă mai spun despre oamenii din PNL care sunt total aiuriți. Ei nu vor avea loc în PNL-ul ăsta decât ca persoane de mâna a treia, a patra, adică undeva se întorc undeva la baza PNL-ului. De ce cei noi veniți nu pleacă de la baza PNL-ului? Bun, e treaba lor, este în interiorul, în curtea lor să le fie de bine. Care este riscul? PSD-ul și acest PNL vor candida de fapt pe un singur interes, acela al PSD-ului. Dacă acolo va veni doctorul Ion Vasile, va veni Mocanu și Mocanu, aud acum că este foarte solicitat domnul Popa Constantin. Domnul Popa Constantin are dosar penal. Dacă domnul Popa Constantin... Lucrurile astea deocamdată nu au fost comunicate oficiale. Nu, 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 nu. Îl știu eu personal, îl știu eu personal, în fine. Dar nu asta este problema. Cum să spui despre oamenii ăștia că vin în PNL? Dacă ei creau un PSD-2, alături de PNL și PSD, ziceam, domnule, e ok, asta cred, oamenii ăștia așa cred și au făcut un partid, Partidul Comunist. Nu e nicio nenorocire. Da? Dacă preluau un partid oarecare, dau exemplu, există un partid republican, există un partid, oameni care m-au tot căutat, există diverse partide care vor să meargă. Dar de ce n-au ținut UNPR-ul? Doctorul Ion Vasile și cu Popa Constantin au fost șef la UNPR. Ce se întâmplă? Dovadă că partidele astea au fost create artificial să aburească populația. Și la final să iasă tot PSD-ul. Iar acum când aceste partide au fost
au fost au pierdut din imagine datorită arestării șefilor de partid, și stați puțin tel că mai sunt vreo două partide care nu se simt bine deloc acum. Deci urmează noi arestări interesante. În momentul ăsta populația deja a pierdut orice fel. Ce vor ei? Să sperie populația să nu se prezinte la vot? Pentru că 2% dacă votează vor vota cu vechiul partid PSD. Aia nu pierd. De ce nu pierd? Vă spuneam de cele 10 firme. Fiecare mic șefus din firma aia are o listă de 10-20 de persoane pe care le-aș aduce la vot. Și atunci, cum să luptăm de la egal la egal decât cu populația? Există metode pe care eu le-am învățat la masterat pentru antreprenoratul sociopolitic, prin care populația să fie încă o dată stimulată, în primul rând să se prezinte la vot și în al doilea rând să se reorienteze pe persoane care nu au avut niciodată prilejul să-și dovedească capacitatea. Vă dați seama ce dezastru ar putea să fie să vină acum un personaj. Sunt două riscuri. Un personaj total nou și total nepriceput. Vine o persoană care poate să arate bine. Dacă vă aduceți aminte, dumneavoastră, nu știu cât și câți dintre telespectatori, Boșcodeală a venit la primărie atunci când a candidat împotriva domnului Viorel Constantinescu. Boșcodeală era un personaj nou, populația își dorea schimbarea. Viorel Constantinescu era deja în PSD și toată populația s-a îndreptat către un personaj nou și cu o față tare plăcută. L-au găsit pe exact. Și a rezistat Boșcodeală. Și a rezistat 20 de ani datorită, în primul rând, faptului că a trecut în PSD, că doctorul Ion Vasile a asigurat o mașină de vot foarte eficientă, a fost gândirea doctorului Ion Vasile, nu a fost al lui Boșcodeală. Dovadă că doctorul Ion Vasile a asigurat un traiect politic foarte bun și foarte ușor, iată, doctorul Ion Vasile a trebuit să părăsească PSD-ul. Faptul că își caută în altă parte și că vrea să revină în politică, mie îmi spune că ceva în interiorul PSD-ului este tare putred. Acolo nu a fost o epurare pe criterii foarte clare. Că dacă era o epurare ca urmare a faptului că celălalt, doctorul Ion Vasile, ar fi furat, era doctorul Ion Vasile la pușcării, nu era Boșcodeală. Deci cine a câștigat din bătălia asta? Au câștigat hoții. Din păcate. Da. Și din păcate nici timpul nu ne mai permite ca să putem continua discuția ca noastră și să vă provoc de fiecare dată. Da. Și să vă provoc să spuneți lucrurilor pe nume. Vă mulțumesc tare mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Eu vă mulțumesc. Și cu voința lui Dumnezeu sper să ne revedem săptămâna viitoare. Sunt totdeauna în slujba populației. Totdeauna. N-am să mă abat de la această dorința mea de a explica populației, pentru ca nouă tuturor să ne fie mai bine, pentru că nu pot să mă duc să iau mâna, să-i bag votul în urnă. Nu pot. Nu e nici legal și nu discutăm așa ceva. Dar ca să muncesc, să conving populația că am fost furați 26 de ani și că acum merităm ceva mai bun, asta trebuie să o fac, indiferent ce mi se întâmplă. Mulțumesc tare mult pentru prezența noastră. Doamnelor și domnilor, punem punct aici subiectului din această seară și emisiunii din această seară, nu înainte de a vă reaminti un lucru. Există o instituție buzoiană care dorește să pună pumnul în gura presei locale, care ar vrea să fie numai lăudată, numai... Din bani publici. Și plătită, da. Dumneavoastră începe să divulgați câte ceva dintre secrete. Telespectatorii Ghicesc. N-au reușit până acum să afle despre ce este vorba. O să le spunem. Va veni însă momentul când vom spune lucrurilor pe nume, vom povesti și prin ce am trecut în această perioadă și sunt convinsă că dacă vă vom solicita sprijinul, veți fi alături de noi să ne susțineți în toate demersurile noastre. Noi nu facem decât să fim drept și cinstiți în fața noastră și să încercăm să spunem lucrurilor pe nume așa cum le percep oamenii și cum le percepem și noi. Vă spun la revedere, ne revedem luni după amiază. O seară bună!